Bun găsit, conferința de presă după victoria noastră 3-1 contra Gaz Metan Mehedinți. Câteva cuvinte din partea lui Liviu Bătaliu și apoi întrebări. Da, consider că am făcut un joc bun. Am controlat practic acest joc de la un capăt la altul. Ne-am creat multe situații de a marca. Sunt bucuros că am reușit să marcăm 3 goluri. Dacă la conferința de presă dinaintea jocului am declarat că mi-aș dori ca la acest joc să avem mai mult aport ofensiv, iată că jucătorii m-au ascultat, între ghilimele, și am făcut un joc foarte bun în ceea ce privește faza ofensivă. Păi vedeți ce mai declarați, că da. Pare că ascultă, nu? Da. Păcat că am primit acel gol pe o greșeală care na, poate veni în orice moment, la orice jucător, dar până la urmă am dat dovadă de maturitate și am trecut peste acel gol încasat, făcut un cadou adversarului și ne-am continuat parcursul așa și în a doua repriză cu aceeași dominare, cu o posesie foarte bună. Ne-am surprins adversarul prin schimbările noastre de direcție, ce lucrăm noi, deci mare parte, adică nu, sunt mulțumit și de rezultat și de joc. Și pe rămâneți acolo pe podium. Bineînțeles. Mai devreme, da. E bine acolo, că se uită clasament altfel. Da, așa este. Este munca noastră pe care o depunem zi de zi. Acest loc ni l-am câștigat prin prestațiile noastre. Asta le-am spus și jucătorilor. Dacă nu vom avea evoluții bune, probabil că nu o să-l păstrăm. Dar asta le-am spus și jucătorilor înainte de meci. Că această poziție pe care ne aflăm în momentul de față este câștigată prin jocurile noastre foarte bune făcute, prin rezultate, și trebuie să ne menținem în această poziție. Adică trebuie să jucăm un fotbal bun și, bineînțeles, eficace, să putem să câștigăm punctele. Poate deveni un obiectiv așa în subconștient și pot, dacă tot sunteți acolo. Mai sunt multe meciuri de jucat, mai sunt 7 meciuri, nu? 7 meciuri, da. 21 de puncte puse în joc. Trebuie să luăm fiecare meci, să fim concentrați, să fim atenți și sunt convins că putem să ne păstrăm acest ritm de joc. Încă o dată am în vestiar jucători maturi, jucători cu mare experiență, deci... S-a întregit lotul acum și cu Budi, care a dat și o pasă de gol, nu? Da. Așa este. Budescu este un fotbalist pe care toate echipele din Liga 1 probabil că și-l doresc. Și noi ni l-am și noi ni l-am dorit. Și faptul că a venit la echipă este clar că este un avantaj pentru noi și că ne ajută în ceea ce avem noi de făcut prin pasele lui, prin execuțiile lui, și încă nu este pregătit 100%. De gol mai frumos gol? Până acum? Vadim are execuții de genul ăsta. Este un jucător într-o formă fantastică și îmi doresc să o țin așa în continuare, pentru că este și meritul lui și meritul echipei că l-a adus în forma asta, dar încă o dată execuțiile pe care le are nu sunt surprinzătoare, pentru că și la antrenament încearcă execuții de genul ăsta și îi ies de cele mai multe ori. Și lui Budi ies când o să fie în formă maximă? Da, 100%. Mulțumim! Cu drag!